Vă salut, dragi prieteni, sunt regizorul acestui podcast. Avem aici un expert în domeniul de biorezonanță. Am vrut să te întreb cum te numești și să ne explici ce înseamnă biorezonanță pentru spectatorii noștri. Salutare tuturor! Sunt Olga Costru, sunt tehnician nutriționist acreditat, specialist în prevenție, specialist în deparazitări naturiste, programa Anticandida și în prevenție, în menținere sănătății, să spunem așa, și deja specialist în testarea cu biorezonanță. A să îți dăm 10 întrebări și dacă să mă gândesc, a să o dau și pe 11 deja. Okay. Și începem cu prima întrebare. Ce este testarea cu biorezonanță? Cum funcționează ea din punct de vedere tehnologic și cum detectează problemele corpului omenesc? Biorezonanța mult se încurcă cu rezonanța. Nu este un aparat care să introduci omul și să îl scanezi cum face această rezonanță. Biorezonanța este un aparat micuț care, prin frecvențe, depistează la nivel energetic ce devieri sau ce abateri sunt la nivel de celulă, țesut, organ și întreg organismul. Fiindcă toate acestea sunt legate între ele și s-a constatat, s-a arătat că fiecare acest celulă, țesut, organ emite anumite unde, frecvențe. Și atât aceste frecvențe, dacă au anumite abateri de la ele, cum ar fi anumite paraziți, viruși, stres oxidativ sau alte situații, metale grele, anumite deficiențe de vitamine, minerale, celula noastră are schimbări la nivelul acestor unde. Și atât aparatul arată, depistează ce dereglări sunt în organismul nostru. Se depistează diferite dezechilibre hormonale, imunitatea chiar la ce nivel lucrează sau ce probleme pe imunitate sunt, chiar la nivel de ADN și de celulă. Depistează paraziți, infecții, fungi, protozoare, bacterii și chiar diagnoze. Toate acestea aparatul le scanează în ceva timp. Sunt două programe într-un singur aparat. O programă arată când depistează ceva mai grav, scanează până la nivel de ADN, ceea ce e foarte, foarte bine de făcut și ca prevenție, nu doar ca tratament, ca diagnoză. De ce acest aparat este ideal? Pentru a preveni unele maladii, nu doar pentru a depista deja ce este în organismul omului ca boală, să zicem așa. Am înțeles. Persoanele care au făcut biorezonanță sunt mulțumite? Au mai venit la tine? Da, avem persoane care vin cu regularitate, care au înțeles că aceste dezechilibre se pot produce chiar și zilnic la un stres mai puternic din cauza alimentației, din cauza unui virus, bacterii, din cauza pandemiilor care sunt la fel pe baza acestor virus și bacterii. Și aceste dezechilibre în organismul nostru au loc zilnic. Persoanele care vor să-și mențină sănătatea vin cu regularitate și fac această testare. Cineva vine o dată la câteva luni, cineva o dată la câteva săptămâni, cineva de două ori pe an, cineva o dată pe an, în dependență în ce țară se află, fiindcă, după cum știm, oamenii din țara noastră sunt majoritate deja în diasporă. Am înțeles. A doua întrebare. Ce persoane, adică vârsta, pot beneficia de testarea cu biorezonanță și ce efecte negative sau pozitive pot avea după testare? Cel mai mic client, pacient, să zic așa, a fost de nici 2 ani, avea un an și vreo 8 luni. Da, este de dorit să poată să stea singur, fără a-l ține cineva în brațe, ca să fie expus aparatului și să nu stea nimeni în jurul lui la o distanță de un metru. Cel mai mic, iată cum am spus, să poată să stea singur, un an jumate, 2, 3, iar cel mai în vârstă nu are vârstă, da? Nu are limită, să zic așa, diferent de vârstă, doar ar fi de dorit persoanele care au diferite implanturi în organe să spună chestia asta, mai ales la inimă. Iată, asta e singura cumva contraindicație pentru cei care au implanturi la inimă. La inimă doar, da. Nu și la dinți. Nu, 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 doar la inimă. Și cu toate că și așa persoane au fost la biorezonanță și au spus că totul este ok. Am înțeles.
Dar tu așa, Iană, poți le oferi ceva și produse pentru ei, dacă au nevoie. Păi da, eu ca specialist în prevenție, eu pot prescrie programe naturiste, diferite diete, suplimente, plante, protocoale întregi din ierburi și uleiuri chiar, care le-ar ajuta și le-ar îmbunătăți considerabil starea de sănătate. Sigur, vitaminele, mineralele care sunt mega esențiale în corpul nostru. Am înțeles. Începem cu a treia întrebare. Care sunt cel mai des întâlnite probleme de sănătate care pot fi descoperite printr-o testare cu biorezonanță? 90% din persoane au probleme digestive, cum ar fi gastrita. Este foarte răspândită în rândul tuturor persoanelor și chiar de la o vârstă destul de fragedă. La ce alimentație avem noi în zilele de astăzi nu este de mirare. Sigur, această gastrită se tratează și se tratează și naturist, nu chimic, fiindcă e legată de starea emoțională a fiecărei persoane în parte și de regimul alimentar al acestuia. Se mai depistează paraziți, mai ales la copii, la copii malnutriți, adică foarte slabi, și la copiii obezi, adică destul de bolfoși, așa să zicem. Am înțeles. Începem cu a patra întrebare. De ce ar trebui o persoană să aleagă testarea cu biorezonanță ca metodă de evaluare a sănătății față de alte tehnologii moderne? Testarea cu biorezonanță este non-invazivă, arată devierile, abaterile încă în stadiu incipient, ceea ce este foarte important și în alte, să zicem așa, investigații nu se arată decât dacă este deja problema apărută. Iată, acest aparat arată ce este în stadiu de început. Eu nu exclud că ar fi de dorit să fie făcute și celelalte testări, investigații, analize de sânge, chiar eu îndrum oamenii la alte mai aprofundate, să zicem așa, aparate mai exacte, ori nu mai exacte, aparate medicale, medici, specialiști, când se depistează aici o problemă foarte gravă. Nu omit acest lucru, dar biorezonanța ar fi de dorit să se facă printre primele aceste investigații, fiindcă se poate depista și alte probleme de care voi nici nu aveți idee, să zicem așa. Da. Și poți să depistezi organul, să depistezi problema și după aceea deja te duci la specialistul în cauză și cu el mai aprofundat discutați problema dată, respectiv cu mine pe partea de alimentație, de programe naturiste, colaborând cu medicul de specialitate, spre exemplu pe cardiovascular, pe inimă, sunt mulți bărbați care au aceste probleme, chiar îi îndrum mai departe la cardiolog și lucrăm împreună și cu medicul dat. Cine dorește dintre voi o programare la biorezonanță, apelați numărul indicat pe ecran, programați-vă și deja veniți la doamna Olga și ea vă consultă și vă spune tot ciclul organismului dumneavoastră. Începem cu întrebarea numărul 5. Cât de des trebuie efectuată testarea cu biorezonanță pentru a vedea îmbunătățirea rezultatelor? Fiecare procedură, să zicem așa, arată ceea ce este cronic, dar și ceea ce este și la moment. Pentru că starea noastră de sănătate depinde și de echilibrul nostru emoțional. Noi putem să facem această testare ori de câte ori simțim nevoia, să zicem așa, fiindcă ne putem enerva în fiecare zi, putem fi stresați în fiecare zi, dar să zicem că să nu cheltuim atât de mulți bani să facem asta în fiecare zi sau săptămână, noi singuri simțim când ar fi de dorit să facem o investigație, când încep să apar primele simptome, indiferent că e oboseală, indiferent că e o răceală mai pronunțată, fiindcă toate aceste dezechilibre se întâmplă zilnic. Dar pentru cei care nu au, să zicem, niciun simptom, puteți face această testare de 2 ori pe an este ok să o faceți ca să vedeți ce probleme deja apar, ca voi să le preveniți. Asta în caz că nu este o boală. Dar dacă deja este o boală, se poate de făcut ori de câte ori este nevoie, ori de câte ori se ia anumite preparate sau ori de câte ori persoana vrea. Poate fi săptămânal, lunar, trimestrial, o dată în an. Aici totul este foarte individual.
Două ori pe an ar fi de dorit să treceți biorezonanța. Repet, ca să ajungă la urechile voastre. Începem cu întrebarea numărul 6. Ce ar trebui o persoană să facă cu rezultatele obținute după o testare cu biorezonanță? Dacă s-a depistat ceva mai grav, eu personal îndrum la medicul de specialitate. Dacă nu, se indică un protocol care ar ajuta la dezechilibrile depistate. Cu această investigație este, după recomandarea mea, la îndrumarea altor specialiști, la îndrumarea altor analize sau la îndrumarea urmării doar acestui protocol, fiindcă totul este foarte individual, de aceea și recomandările vor fi individuale. Am înțeles. A șaptea întrebare. Ai ceva produse care orice om le poate comanda de la tine sau de la mine pentru a îmbunătăți sănătatea sau a menține într-o stare bună? Să zic că vând ceva, nu, dar pot să recomand careva suplimente alimentare care ar fi de dorit să fie luate cu regularitate sau cel puțin periodic, mai ales în perioada rece a anului, sau de ce nu pentru școlari, fiindcă acum s-a început sezonul verozelor și foarte mulți copii sunt acasă cu febră sau cu răceală. Eu recomand foarte mult argintul coloidal, care este un antibiotic natural foarte bun cu un spectru larg și se poate întrebuințat în mai multe moduri, atât pentru copii cât și pentru maturi. Se folosește ca picături nazale, orale și intern, se poate de administrat atât cât și pe răni, pe bubițe sau pe alte afecțiuni ale pielii. Mai este paodarc, o plantă extrem de folositoare care se recomandă până și în tratamentul cancerului, în infecții precum candida, chiar și unele infecții parazitare, fungice și bacteriene. Aceste două preparate ar fi de dorit să fie în casa fiecăruia, iar dacă doriți doza individuală, sigur întrebați-mă în privat, fiindcă fiecare organism este foarte individual. Pe lângă aceasta se poate de administrat periodic lecitină, care ajută îmbunătățirea funcției sistemului nervos, memoria, funcția ficatului, fiecare celulă o hrănește și o protejează. Vitamina D în perioada rece a anului ar fi de dorit, la fel doza este foarte individuală, de ce ar fi de dorit să se facă ori o analiză, ori ca prevenție, în dependență de copil sau matur. Magneziu pentru cei care sunt mai agitați, mai stresați sau periodic ar fi la fel ok de o administrat, omega 3 și sigur mai sunt careva suplimente, dar nu o să vorbim astăzi despre asta. Am înțeles. În ce măsură biorezonanța te poate ajuta la detoxificarea organismului sau la îmbunătățirea sănătății în general? M-am bâlbăit o leacă. Totul e ok. Biorezonanța, în dependență de ceea ce se depistează, noi facem acest protocol de detoxifiere individual. Și persoanele care se mențin la acest protocol, fiindcă mulți încearcă, dar nu e atât de ușor să-l ții dacă nu te focusezi pe asta și ai un scop cumva. Persoana când începe să se simtă bine, uită, să zic, de aceste protocoale, le lasă, după care iar apar, așa am întâlnit foarte mulți oameni, dar la nivel de detoxifiere aceste programe sunt extraordinare, fiindcă se simt efecte după prima săptămână sau chiar a doua. Fiindcă produsele naturiste nu funcționează ca aceste chimice, să iei o pastilă, din prima zi să aștepți rezultate. Ele vin în timp și acest timp este foarte individual, în dependență cum persoana se ține de aceste programe, cum le urmează, în ce doză, ce stil de viață are, totul este foarte individual. Despre aparat pot să zic, nu prea am vorbit despre asta, dar are o metaterapie care în unele țări merge și ca tratament. Adică prin stimularea acestor energii la celulele bolnave spre regenerare. Și multe persoane cu afecțiuni cronice fac această testare, după care face și terapie, cu metaterapie, cu aceste unde electromagnetice, să zicem așa. Și asta merge și ca tratament sau ca ajutor la un tratament în afecțiunile mai grave sau persoanele care vor să se mențină tinere spre a stimula celulele mai obosite, mai bolnave la regenerare. La noi în oraș
în orașul Ungheni, mai se ocupă cineva cu activitatea dată? Da, mai este o persoană, dar din câte am înțeles, prețul este dublu. Dublu. Da, nu vreau să fac antireclamă, fiecare specialist e bun în felul său, eu știu ce am învățat, eu nu știu ce fac alții, dar mă bucur că pot ajuta foarte mulți oameni cu testarea asta, îmi ajut și eu familia și văd ce se depistează aici, periodic mă scanez și eu și fac prevenții, să zic așa, eu și întreaga familie. Și îmi place ce arată acest aparat și de asta am ajuns să propun oamenilor această metodă, pentru că am văzut că este rezultat. De ce eu azi vă fac programările date? Deoarece doamna Olga e preocupată cu mai multe chestii și nu dovedește să facă programările date. Eu azi mă ocup de programările date și deja să-i transmit toți care s-au programat, dumneaei, și deja dumneavoastră să veniți la dumneaei în cabinet, ați discutați, dacă ceva deja ați luat numărul ei direct și n-ați mai sunați pe mine. Fiecare la alegerea voastră. Și începem cu următoarea întrebare. Ce impact are dieta bogată în fibre asupra eliminării toxinelor din organism sau din corp? Da. Mulți cred că dacă vor lua doar suplimente sau doar plante, se vor face bine din prima săptămână. Nu este chiar așa. Într-adevăr, dacă nu este o dietă echilibrată, sigur, acolo este necesar nu doar fibre, dar fibrele sunt cele care mătură, să zicem așa, din corp toxinele, fiindcă fără ele nu are loc această detoxifiere, într-adevăr așa și este. Pe lângă o dietă cu fibre avem nevoie și de proteini, de carbohidrați complexi, de grăsimi bune, de aminoacizi, de vitamine, minerale. Tot acesta în complex formează un protocol întreg. Și respectiv dieta este mega esențială și este primordială într-un tratament. La fel cum starea psihică, somnul și apa de calitate, o apă cu minerale, cu un pH optim, cu un potențial redox, cu minus, să zicem așa, pentru detoxifiere celulară. De aceea totul este foarte individual și respectiv dieta este 70% dintr-un tratament complex. Poți să-mi descrii cum, în câteva momente cum tu cu ce mănânci? Exemplu, poate cașă dimineață, poate fructe, poate ceai, poate cafea, poate fiecare și cu o țigară în gură poate să tăie. Tu cum îți petreci o dimineață așa? O dimineață. Zi de zi, da? Zi de zi, da. În dependență de activitățile mele, așa funcționează la mine și o zi. Nu pot să spun că fiecare zi este la fel. În dependență de ce grafic am la școală, ce grafic am acasă și cum la moment am programările date la biorezonanță sau alte activități pe care le fac. Dar zilnic, să zic așa, să o luăm de dimineață, da? Mă scol la orele 6, îmi pun apa la încălzit fiindcă beau apă caldă, beau în jur de un litru la un interval așa de câteva minute cu guri micuțe, apa caldă cu minerale, cu electroliți și după aceea mă apuc de un pic de gimnastică, fac 10-15 minute, 20-30, în dependență de cât timp am la dispoziție. După care, uneori, îmi pregătesc un smoothie din diferite verdețuri, cu țelină, să zicem, cu pomșoare. Îl beau, îmi pregătesc mâncarea pentru minim 2 mese pe zi, care o iau cu mine de obicei. Apa, mă îmbrac și mă pornesc la ori la școală, ori la muncă. La masă, masa va fi peste aproximativ o oră și e diversă. Pot să încep cu proteină dimineața și grăsimi, cum ar fi ouă, niște nuci, semințe sau, de ce nu, slănină, avocado, depinde ce am la moment. Tercerile, nu recomand doar terceri, fiindcă sunt carbohidrați și ar fi de dorit de combinat cu grăsimi și proteină sau cel puțin fără zahăr, nu consum zahăr de mai mult de câțiva ani, să zic așa 4-5 și acest terci îl combin de multe ori cu semințe. Pot să-mi fac dimineața terci doar din semințe.
combinat cu ceva și proteină, dar în sine aceste semințe și nuci conțin deja proteinele lor. De ce eu zic, la mine o zi este foarte diversă. La amiază pot să fac un platou din carbohidrați, proteine, grăsimi, dar strict salata este acolo implicată cu multă verdeață. Dacă sunt undeva în oraș și nu am ce să mănânc la moment, nu am ceva cu mine, mă duc în magazin și îmi iau unt de arahide, pot să-mi iau pâine și combin pâinea cu unt de arahide și legume. Sau îmi fac o salată din fasole, multă verdeață, multă frunză, un ardei capia sau ardei gras, altă legumă. Pe seară prefer să mănânc ceva mai ușor, când mor de foame înainte de culcare, să zic așa, pentru că mulți aveam, când aproape să ne culcăm, ne e foame, mă străduiesc să mănânc ceva foarte leger, ori o legumă, ori un chefir, cu toate că acest chefir eu îl beau foarte rar, nu consum lapte deja de câțiva ani, brânză pot să-mi permit, dar mai rar, chefir la fel mai rar. Dar sunt conștientă că noaptea nu e bine de mâncat. Gimnastică, dacă reușesc seara înainte de culcare ceva să fac, e ok, dacă nu, a doua zi continui cu mai multă. Rugăciune în fiecare zi, meditez pe drum, să zic așa, mulțumesc Universului pentru tot ce aici am. Mă strădui să nu mă enervez, cu toate că asta nu prea este de exclus în zilele de astăzi, dar când simt că mă enervez, mă strădui să fac careva exerciții fizice, fiindcă cortizolul care se elimină în timpul stresului, îl neutralizăm doar prin exerciții fizice, de asta gimnastica, exercițiile fizice le recomand și sunt mega esențiale într-un tratament sau în viața de zi cu zi. Și sigur mă hidratez cu apă, cu minerale care merg și ca electroliți pentru energie celulară și antioxidanți. Ai spus numai și recent că nu consumi zahăr. Cafea tot nu bine înseamnă, cafea e cu zahăr. E corect, da? Păi mulți pot să consumi cafeaua fără zahăr. Fără zahăr. Da. Pot să recomand cafeaua să o consumați cu o ciocolată neagră de la 80% cacao în sus. Dar... Și băieții, și fetele sau numai fetele? Nu, și băieții, de ce nu? Dar am mai văzut la cineva, nutriționist, care recomandă în cafea să fie introdus grăsime bună, ori ulei de cocos, o linguriță sau o bucată mică de unt, fiindcă se asimilează mai bine. Dar, în general, eu nu recomand cafeaua și alte băuturi ca ceaiul negru din pachetele, în general, fiindcă e foarte toxic și, în plus la asta, are un pH acid, ceea ce nu este bine, mai ales persoanelor care au probleme cu digestia și cu sistemul osos. Am înțeles. Mersi, dragi prieteni, când ați urmărit podcastul dat. De la noi ați învățat foarte multe. Chiar dacă ați veniți la o biorezonanță la domnișoara Olga, ați ieșiți foarte, foarte mulțumiți. Programarea puteți o faceți pe numărul meu care ați fi indicat pe ecran și deja pe viitor ați puteți face programarea chiar de la dumneiei. Deci repet a doua oară, deoarece să audă urechile fiecăruia. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă urăm o zi bună, numai bine și vă așteptăm la o testare cu biorezonanță. Numai bine!